Credincioșii din municipiul Pitești le-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Pantelimon cu prilejul celui de-al doilea hram al lăcașului de cult, închinat Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre importanța iertării și a evidențiat evlavia credincioșilor piteșteni, care participă în număr mare la slujbele săvârșite în biserica din apropierea spitalului județean. Iertarea e sfântă și cine nu iartă se încarcă cu păcatele celuilalt. Vreți să purtați greșelile altora în spinare, dar n-ajunge să le purtăm pe noastre. Pe ce să mai purtăm greșelile celorlalți? Ne rugăm să ne ierte pe tot Dumnezeu. Mărturisirea de credință strașnică, rânduită de Dumnezeu prin Sfinții Părinți, nu lasă să o rostiți atât de frumos. Da, vă dați seama, nu vă dați seama, eu nu știu de treaba asta, dacă sunteți în duh de rugăciune și de rostire sacră, frumos, rostire românească, ortodoxă, creștinească. Prezența ierarhului în această comunitate parohială s-a datorat și faptului că biserica din cartierul Găvana sărbătorește în acest an 20 de ani de existență. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că astăzi ne-am putut ruga împreună la sărbătoarea celui de-al doilea hram al bisericii noastre. Trebuie și se cuvine să aducem mai întâi de toate mulțumire înalt preasfințitului părintelui nostru Calinic, care exact acum în urmă cu 10 ani a hotărât ca Sfânta noastră biserică să primească și un ocrotitor de toamnă în afara praznicului celui mare al bisericii noastre, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, și anume pe Sfântul Sfințit Mucenic și ierarh al Antiohiei Ciprian. Între anii 1998-1999 s-a încheiat documentația necesară începerii lucrărilor de construcție, iar în data de 14 mai 2000 a fost sfințită piatra de temelie. În data de 22 decembrie 2002 a fost săvârșită prima sfântă liturghie.